Haideți să definim conceptul de implicare. Adică, la ce anume vă referiți? În primul rând, cum mă raportam la ce? Care a poziția și atitudinea mea? Exact. Păi, la data de 13 iunie, eram procuror militar în direcția procuraturilor militare, care avea să devină ulterior secția parchetelor militare. De unde am plecat prin anii 1994 spre 95, când s-a creat parchetul de pe lângă Curtea Militară de Apel. Secția rămânând, fosta direcție, rămânând structura ierarhii superioare la nivelul parchetului de pe lângă Curtea Supremă, la prima respectivă. În interiorul acestei structuri, direcția Procuraturii Militare, nu aveam funcție de conducere, ci eram factor de execuție. Separat de asta, vă pot spune că pe timpul fenomenului pieței universității, eu într-o mai mică măsură, soția mea într-o foarte mare măsură, adeseori, și asta înseamnă cam o dată la 2-3 zile, participam la manifestările de piață cam între orele 8 seara și 21-22. Motiv pentru care, așa, făcând o paranteză, la un moment dat, în preajma evenimentului, la una din ședințele din biroul de conducere al unității, am primit niște reproșuri mai voalate la adresa atitudinii mele și o atenționare prietenească, n-aș vrea să dau numele persoanei, cu privire la cei care îmi vin în casă. Cu alte cuvinte, vorbesc cam slobot la adresa noii puteri, iar vorbele mele nu sunt conforme cu orientarea care trebuie să fie neutră, neimplicată, nepartizană. Numai că eu mi-am adus aminte de o maximă celebră, pe care cred că o știm cu toții, că cine nu face politică se cheamă că face. Face politica puterii, nu? Cine nu face politică de niciun fel, face politica partidului sau puterii de guvernământ. Bun, pe 13... de dimineață am avut și eu a constatat că se produsese intrarea minerilor în zona centrală a București. Nu pe asta se întâmplă 14. Pe 14. Pe 13 de dimineață, ducându-mă la servici, tot aici locuiam, cu mașina mea aveam o Dacia 1300 cu o caroserie de culoare albă, vopsită, tocmai schimbase în caroseria, că o aveam de vreo 10 ani și a trebuit să-i schimb caroseria. Încercând să intru prin zona Pieții Rosedei ca să mă înscriu cumva pe strada ce duce către Jean-Louis Calderon, Alexandru Sahia, am fost dirijat cumva pentru că era cumva blocată circulația și dirijată în intersecții de forțe polițienești, nu importante, dar oricum reprezentate pe 1-2 polițiști care dirijau mașinile să o ia pe altă cale. Și eu, fiind în uniformă, l-am întrebat ce se întâmplă și mi-a spus că este blocată piața universității și că din pricina asta se circulă mai dificil. Și atunci am luat-o pe o cale mai ocolită cumva pe străzile adiacente și am ajuns după vreo 10 minute întârziere la serviciu, unde trebuia să ajung la 7:30 și la 8 și am ajuns cu vreo 10 minute întârziere. Asta este pe 13. Am rămas la servici peste zi. La nivel de unitatea noastră, din după știrea mea,
se produsese un fenomen deosebit, n-am primit nicio dispoziție, niciun ordin, n-am avut nicio misiune de îndeplinit, nici eu și nici colegii din birourile de pe lângă mine, din câte cunosc. Totuși, pentru că exista undeva un televizor la cabinetul ajuntului, care era în vecinătatea noastră, la distanță de 2-3 camere în capătul culoarului, am mai aflat câte ceva despre faptul că s-au produs tulburări și o intervenție a forțelor de ordine în zona pieții universității. La momentul respectiv, eu nu eram la curent cu faptul că parchetul general, la vremea aceea, Procuratura Generală, prin purtătorul de cuvânt, avusese o luare de atitudine pe postul național de televiziune în sensul solicitării intervenției forțelor Ministerului de Interne pentru deblocarea pieței universității. Lucrul acesta l-am aflat ulterior tot din sau din emisiunile televizate sau din discuțiile purtate între noi, dar asta se întâmplă la un interval de o zi, două, o săptămână. Cert este că pe la după amiaza am venit mai devreme acasă și am constatat că acum după amiaza poate să însemne 4, 5, nu mai pot să vă spun, a apărut o coloană de fum în zona asta dinspre vechiul sediu al Procuraturii Generale și clădirea unde locuiam și unde locuiesc. Și cumva am în traseul meu, ca să nu mai mă încurc în circulație, am ocolit cumva Piața Rosite și cred că am venit pe strada Galați și dinspre Hotelul Modern am intrat pe calea Moșului să vin pe linia de tramvai. Atunci n-am trecut prin această zonă. Am aflat după aceea, după amiaza, soția mea împreună cu vecina au încercat să ducă în piață. Am aflat de la ele că în dreptul Ministerului Agriculturii și în porțiunea de peste drum, de până peste drum, este un autobuz care arde. N-au mai putut trece și s-au întors înapoi. Restul discuției a rămas așa, de apartament, între mine, soția mea și vecinii de sub noi și domnul avocat David, care între timp s-a prăpădit, care a dus o raită pe la miliția capitalei ca privitor și mi-a spus că arde pe acolo ceva. În dimineața zilei următoare m-am dus la servici mai devreme, pe 14. Și am aflat de la unul din colegii mei care a detașat din sistemul instanțelor militare de a lucra în parchet că au apărut mineri în piață, în piața universității. Motiv pentru care m-am dus acasă, m-am dezbrăcat de uniformă, m-am îmbrăcat în civil și m-am dus prin oraș să îmi fac o imagine despre ce se întâmplă. Și în acest context am parcurs așa un perimetru între sediul Partidului Național Creștin Democrat, zona Căii Victoriei către strada Eforie, zona Teatrului Național, zona aferentă Ministerului de Interne la vremea respectivă, acum are un nou sediu, știți, avem sediul Ministerului de Interne de pe calea Victoriei și m-am întors la servici. În cadrul acestei deplasări prin oraș am văzut în diferite locuri grupe de mineri înconjurate de populație bine reprezentată din București, care în mare majoritate lăsa impresia această populație că este plăcut impresionată de intervenția minerilor. Deci erau dintre cei care priviseră această intervenție ca o reacție salutară în sensul salvării democrației, al salvării noastre și așa mai departe. Ajungând în dreptul Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, asta s-a întâmplat către ora prânzului,
parcă văd că în balconul de la nivelul etajului 1 erau 2-3 mineri, în mod sigur erau mineri, pentru că hainele și mai cu seamă înfățișera îi descriau ca fiind mineri, pentru că aveau acel, cum să vă spun, tatuaj industrial, este pigmentul ăsta de mină care nu poate fi, cum să zic, sugerat sau simulat prin machiaj. Mai mult, chiar la un magazin de pe colț, de aici, de pe Bulevardul Caro, la vremea aceea valdă de mine, îmi scapă numele, am intrat și eu să cumpăr ceva, pentru că urma să mai rămân de mâncare și am fost neplăcut surprins să constat că populația, de data asta era reprezentată prin câteva femei, era extrem de plină de solicitudine la adresa unui miner tânăr pe care îl văd și acum, aveam casca aceea tip mineresc pe cap, salopeta, cizme și cu multă solicitudine îi făceau loc la coadă să poftească mai înainte să fie primul servit că a venit de departe și lucru care mi-a displăcut, dar nu am făcut comentarii. Exista o discuție în piața universității între un grup de indivizi la care m-am asociat și o să văd despre ce e vorba, care susțineau că un miner ar fi fost înjunghiat de către unul de prin piața universității din rândul golanilor și că reacția asta lor de furie ar fi justificată de ceea ce se întâmplase, lucru pe care nici eu nu l-am constatat și de câte am auzit ulterior n-ar fi fost nimeni înjunghiat acolo. Pare să fi fost vorba de un zvon, dar populația luase ca atare. La sediul PNS-ului am încercat să iau pulsul populației și am întrebat-o pe o doamnă care părea cam indignată despre evenimentele de acolo, dar ce se întâmplă aici? Zice, cum, da, nu știți? Zic, nu știu, doamnă, că eu am venit din provincie, nu știu. Păi nu știți că aici e Partidul Național și că ăștia dau armament și au fost găsiți cu bani falși? Nu știu, doamnă, zic. Dar i s-a părut cam suspect atitudinea mea, adică păream intelectual așa și văzând reactivitatea, m-am întors la servici, am dat un telefon nevestimii și am sfătuit, avea părul mai lung, să ocolească puțin zona de centru și să vină pe lângă, cum se cheamă, strada asta, ce trece pe lângă magazinul Vulturul de Mare, ca să nu se expună vreun incident. Pentru că, din câte am văzut eu, exista riscul să fii molestat judecând după înfățișare. Eu am văzut două secvențe distincte, deci era un cetățean pe care îl știam din vedere, vindea ziare la PNT și care era dus de 3-4 mineri. Nu-l băteau, dar era bătut. Îl duceau pe bulevard către piață, probabil spre să fie urcat într-o dubă. Și am mai văzut un alt secvent, o altă secvență în zona de dincolo de piața universității, pe bulevardul 1848, în cadrul căreia un cetățean, m-am e greu să vă spun, nu era nici foarte tânăr, nici foarte bătrân, între 30-40 de ani, tocmai fusese molestat, încă era lovit de 2-3 mineri, era staționată pe stradă o mașină de poliție, genul dubă, dar nu neapărat de dimensiuni foarte mari, după care cei doi polițiști sau milițieni, cum să le spunem, la vremea respectivă încă le mai zicea milițieni unora, l-au urcat pe el în mașină și au plecat într-o direcție oarecare. Ceea ce mi-a lăsat o impresie extrem de neplăcută, pentru că din punctul meu de vedere, normal și firesc era să-i fi urcat în dubă pe agresor și nu pe cel bătut. Dar așa se întâmplă lucrurile. O altă secvență, și asta este cea mai disconfortantă, dovadă că mi s-a întipărit în planul memoriei, vă redau câteva impresii pur subiective trăite de mine, este momentul în care am ajuns către miliția capitale. Aici, pe strada Eforiei, erau
3-4 mașini arse, cred că pe stânga străzii, cum cobori în pantă, către zona garajului poliției, poate și una pe dreapta, dar s-ar putea ca în memoria să mă înșele, deja arse. Iar la intrarea în curtea Inspectoratului Municipiului de Poliție al Municipiului București există un fel de culoar de acces pentru auto. La nivelul acestei culoare se formase un cordon din două grupuri de indivizi pe care le-am văzut eu, civili, bucureșteni de-ai noștri, nu mineri, care asistau cu satisfacție la momentul introducerii în incinta Poliției Capitalei a unor indivizi suspecți de rebeliune de tip legionar, capturați de mineri sau de populație. Unul dintre ei era inconștient, nu dădea semne de viață și era purtat de 4 sau 5 indivizi în poziția mortului, adică cu fața sus, ținut de mâini și de picioare. Șocant a fost pentru mine să constat că cei din grupul la care m-am referit, din culoarul cu pricina, și de pe dreapta și de pe stânga, căutau să mai lovească în el. Asta este reacția populației capitale. Ce s-a întâmplat cu el, nu știu. Vă mai pot spune că în perimetrul dinspre Ministerul de Interne, acum ne referim la Calea Victoriei, se formase de acum un dispozitiv care interzicea accesul. În fața ministerului a postat un tank sau un tab. Memoria mă înșeală, putea să fie un tank sau un tab. În orice caz era un blindat, o mașină blindată, de format mare. Iar zona căii Victoria aferentă, porținit dinspre Calea Victoriei a Poliției Capitale, era păzită de către, cum să zic, elemente înarmate îmbrăcate într-un fel de combinezon de culoare gri, care erau înarmate cu pistol mitralieră cu patru rabatabile și care interziceau accesul curioșilor sau privitorilor pe trotuarul de dinspre Ministerul de Interne, cel amplasat pe Calea Victoriei. Pe stradă, în populația, în circulație pe Calea Victoriei, din loc în loc erau 1, 2, de regulă erau câte 2, și ofițeri de armată, de diferite arme. Eu rețin spre pildă imaginea a 2 ofițeri de tehnică, în ținută de vară, dar cu cămașă, șapcă, caschetă, cămașă de vară, diagonală, cizme și pistol la diagonală, care exercitau un fel de serviciu de patrulare pe stradă. Nu se implicau în niciun fel, se plimbau pe stradă pur și simplu. Eu am văzut minimum în două locuri câte două cadre ale armatei într-un sistem de patrulare. Am abandonat cercetarea prin București, sigur că e mai de nuanțat, am făcut și alte observații mai de detaliu, dar trebuie să comprimăm timpul. Am ajuns la servici. Între timp am aflat că un coleg de-al nostru, care era procuror la parchetul general, dar era civil, tocmai fusese bătut de câțiva mineri undeva în zona Teatrului Național. Pot să vă spun și cum se numește. Se numea Iancu și îl cunoșteam pentru că mai înainte fusese consilier juridic la Ministerul Silviculturii. Și în acel context, eu n-am stat cu el de vorbă atunci, dar am aflat de la alți colegi că fusese bătut pentru că, neobișnuind fiind cu atitudinea de procuror, a luat-o la propriu. Adică, văzând că în fața lui câțiva mineri molestau o persoană, nu știu acum, nu pot să vă spun dacă bărbat sau femeie, ar fi intervenit și a scos legitimația ca să-i oprească. Reacția minerilor a constat că l-au lovit și pe el cu
bâte sau cu reductoare de aceea de cauciuc în cap și punându-și mâinile în cap, să-și apere capul, i-au fracturat degetele de la mâini. Deci domnul procuror a fost bătut. Dacă și eu aș fi pus mai multe întrebări acolo la PNT, păteam și eu același lucru, dar mă temeam nu atât de mult de eventuală bătaie, ci pentru că aveam un sacou de culoare deschisă și mă gândeam să nu-i murdărească. Să trebuie, aveam un singur sacou mai bun. De ce credeți că s-a recurs la intervenția minerilor? Sau la intervenția populației? Ce gândeam atunci este una. Ce am aflat ulterior este alta. Da. Ulterior am aflat când am luat dosarul că au fost chemați. La vremea respectivă nu știam sigur dacă au fost chemați sau nu. Aveam reprezentarea că puteau să vină chemați sau nechemați pentru că mai fuseseră în două rânduri în capitală, în două alte situații distincte, ultima lor deplasare fiind, dacă nu mă înșel, în jurul date de 29 ianuarie. De 18 februarie. Da, 18 februarie. Atunci când au fost devastate parțial sediile Partidului Național Liberal și ale PNCCD-ului. Împrejurarea la care am asistat de asemenea tot în calitate de privitor. Atunci am văzut secvența cu scoaterea cred că pe domnul Câmpeanu conduceau de la PNL. Acum s-ar putea să curg PNL-ul cu PNT-ul, dar și într-o parte și într-alta. A apăruseră câțiva dintre reprezentanții puterii și unul dintre ei, nu-i dau numele că nu vreau să risc un proces, că nu mai pot dovedi de calomnie, se exprima cam în genul ăsta. Haide să nu-i batem, că îi scoatem daci, îi scoatem, îi punem în mașină, dar nu-i batem că s-au demascat. Acum, cu privire la ce se demascaseră, nu mă puteți întreba, că nici eu n-am întrebat. Și... Când ați început dumneavoastră ancheta? Ancheta am început-o mult mai târziu. Da, ancheta a fost în două faze. Dar apropo de demascare, la intervenția aceea din februarie, în centrul capitalei, până să vină minerii, s-a format un fel de contramanifestație de amploare în zona pieții universității și a bulevardului Magheru. Ce mi-a atras mie atenția este că participau la ea foarte mulți cetățeni care păreau să fie din platformele astea industriale ale capitalei. Unii erau de pe la IMGB, aveau să apară și ulterior la 13 iunie și aveau niște pancarte prinse pe câte două prăjini pe pânză, desenate. Ce am reținut, mi-a atras atenția una dintre ele de dimensiuni mari, avea o caricatură destul de grotescă așa, a domnului Cornelu Coposu. Iar pe pancarta cu pricina era desenat și un os și era scris textul: hai Coposu să-ți dăm osul. Spre rușinea mea trebuie să vă mărturisesc că la vremea respectivă nu știam cum arată domnul Cornelu Coposu. Mi este rușine, dar trebuie să o recunosc. Ulterior, văzând la televizor, am făcut legătura între înfățișare și caricatură. Cumva era o mână care îi reproducea la nivel de esență trăsături. Era foarte slab. Întrebarea pe care mi-am pus-o la momentul respectiv, cum sunt în măsură, eu având oarecare înclinație către pictură, cum au fost în măsură muncitorii să zic de la IMGB să schiseze o caricatură relativ reușită despre un personaj legătură cu care eu știam foarte puține și mă întrebam, bine, eu sunt intelectual, nu știu cum arată, știam vaccinei Cornel Coposu, de unde știu ăștia de la IMGB? Mi-am pus o întrebare retorică, sigur că răspunsul este ușor de dat. Au fost ajutați. Dar de ce credeți că i-au chemat tocmai pe mineri? Pentru că asta o să discutăm când ajungem la cercetarea mineriale. Deci rămânem la 14 iunie. Pe 14 iunie eram ofițer de serviciu pe unitate la cabinet, la etajul 2, în direcție, și am rămas la sediu. S-a
sarcina ofițerului de serviciu este să răspundă la telefon. Dacă sunt evenimente, să le consemneze în registru, să raporteze despre natura lor și eventual să dispună măsuri după ce solicită aprobare șefului direcției, procurorului militar general adjunct și așa mai departe. Evenimente notabile nu am avut până seara. Am intrat în serviciu, mi-am luat uniforma, deci m-am întors în oraș, m-am îmbrăcat în uniformă, am venit la unitate. Ce mi-aduc aminte este că am fost vizitat la birou de colegul meu, Ionică Moldovan, care ajunsese ministru la Ministerul Tineretului și Sportului sau Ministerul Tineretului. Acum, dacă nu mai știu denumirea exactă, pot greși, dar în orice caz la ministerul acesta era ministru un nou guvern care se alcătuise după alegerile din 20 mai. Ionică Moldovan fusese, ca și mine, procuror criminalist la județ, cred că la Zalău. După Revoluție, luat de aripa de val, s-a înscris în politică, s-a lăsat de meserie. M-am trezit cu el la mine, la birou, panicat, că o să vină peste el, peste noapte, să-l omoare grupele de, de legionari, ceva de genul ăsta. Era sincer panicat și chiar mi-aduc aminte că, având, având și telefon fix la cabinet, a vorbit de două ori cu soția lui la Zalău ca să o liniștească că e regulă, că nu se întâmplă nimic. Și el a rămas până târziu la unitate, până în jur de 10:30-11 noaptea, când am făcut rost de o mașină și a dat să ducă la hotel, că stătea undeva la hotel. La momentul acela, în timpul nopții, între orele 11, 23 și 24, am primit un telefon din partea unui cetățean, eterna voce cavernoasă așa și conspirativă, care părea beat, și care vrea să mă asigure cu tot din adinsul, așa pe un ton de conspirație, cum că situația este foarte gravă, că el a obținut date, nu voia să-și decline identitatea, potrivit cărora armele au trecut din mână în mână, a ajuns unde trebuie și în cursul nopții forțele astea legionare vor reacționa. Pentru că eram ofițer de serviciu, am luat niște măsuri în zona Procuraturii Generale. Dar mai înainte m-am dus la cabinet la domnul procuror general Robu, care era la servici, și l-am informat despre telefonul ciudat dat de către acest individ. Mi-a spus spre parțiala mea surprindere că este la curent, că l-ar fi sunat și pe el sau că știe despre el. Cred că marea soție și de șeful direcției anteia de urmărire penală. Se afla la adresul birou. Amândoi erau la birou pentru că evenimentele evoluând de maniera asta rămăsese la servici pentru orice eventualitate. Domnul Robu s-a prăpădit între timp, n-a părut foarte impresionat de lucrul acesta, la drept vorbind nici eu nu-l luase prea serios, dar gândindu-mă la faptul că s-au produs incendii cu o zi înainte, l-am chemat pe comandantul gărzii și am spus să-mi extind apărarea, să nu facă apărare. În incinta parchetului general exista unul sau două plutoane de soldat de la jandarmi. Și atunci, împreună cu șeful gărzii, am hotărât să mutăm câțiva soldați peste drum, să-i băgăm în imobilul de peste drum de parchetul general. Și începând cu, după telefon, începând cred cu ora 24, am interzis accesul pe străzile adiacente. Deci am pus la sugestia mea comandantul gărzii, era un lemn colonel,
a pus în capete de străzi cât un soldat santinelă ca să filtreze circulația, temându-ne noi de faptul că eram vecini cu biblioteca americană și cu benzinerea de intercontinental, să nu se producă vreo diversiune în zonă, să avem nenorociri. Pe fundul măsurilor luate nu s-a produs niciun incident, deși atenționasem pe soldați prin șeful gărzilor să nu accepte, să nu mai accepte circulația prin zona parchetului Jean după ora 24 și să nu permită apropierea un individ suspect, chiar sub pretextul solicitării unei țigări spre a fi aprins. Și asta a fost cam ce s-a întâmplat pe 14. De dimineață am ieșit din serviciu și m-am dus acasă, eram liber după serviciu. Asta e cam ce am văzut eu atunci. Peste vară n-am prea avut tangență cu acest fenomen al anchetelor care s-au creat până în momentul în care se produsese o presiune a străzii în București în legătură cu punerea în libertate a lui Marian Munteanu, care a arestat de o perioadă de timp începând cu 14 iunie. Făcând o paranteză, mi-aduc aminte că în ziua de 14 îl văzusem și eu la televizor pe Marian Munteanu. Aveam televizor la anticameră, televizor al negru, unde eram de serviciu. Pe 14, cred că s-a întâmplat, nu pe 13, pe 14. Dând un interviu de pe treptele universității la Facultatea de Drept. Fusese reținut și pus în libertate, se referea la acest moment. Cred că asta s-a întâmplat pe 14, să nu încurc eu zilele între 13. Cred că pe 14. Nu, s-a întâmplat pe 13. Pe 13. Înseamnă că pe 13, da. Pentru că pe 14 de dimineață a fost bătut pe 14. Deci, vedeți că timpul a trecut și în curzie, da. Nu uit, pentru că era îmbrăcat cu, cum să vă zic, un fel de canadiană, o geacă de asta, trei sferturi, de sistemul, costumul de blue jeans. Și purta pe umăr un fel de tașcă, așa, croită din același material, tot de pânză. Și de pe trepte a dat un interviu în legătură cu reținerea lui de dimineață și a mai spus, dacă mi-aduc aminte bine, că se va duce la universitate, la sediul Ligii Studenților, de unde am auzit ulterior că a fost, să zicem, între ghilimele, arestat de către mineri. Capturat, că ăsta e termenul. Și predat undeva la Poliția Capitală. Așadar, până în august, nu am avut nicio tangență cu acest dosar. Acum, când în august, să nu mă îndoiesc. Dumneavoastră m-ați întrebat, este abruptă, nu am niciun fel de documente la îndemână, nici n-am mai păstrat, că toate au rămas în arhiva unității, ceea ce vă redătesc numai din memorie, că n-am nicio semnare. Deci pot să mai greșesc zilele. Sigur, nu e nicio problemă. Prin august, la un moment dat, în urma unor demonstrații gigantice din București, organizate în principal de Liga Studenților, a fost una la Piața Operei și încă câteva prin zona de centru, domnul Robu, care la vremea respectivă era procuror general, știu că a apărut pe postul de televiziune și și-a luat angajamentul că va studia dosarul și că în decurs de 3 zile, o săptămână, se va pronunța în privința punerii în libertate sau menținere în stare de arest pe mai departe a domnului Marian Munteanu. E, ăsta este momentul în care eu am fost chemat în cadrul colectivului alcătuit din procurori militari care cercetau o parte din rândul celor ce fuseseră reținuți în contextul ziua de 13-15 iunie. Acum, cu acești reținuți, lucrurile stau cam așa. Dintr-un întreg, să zicem, 20, 30, 100, 1000 de oameni, o mică parte, o cotă parte, ce am stabilit ulterior,
a fost atribuită procuraturii militare cota asta poate fi reprezentată de către cei care virtualmente potrivit acuzaților ar fi participat declarativ la atacarea sau devastarea Poliției Capitale, Ministerul de Interne, seriului mai puțin a televiziunii, care la vremea respectivă nu era categorisită drept obiectiv militar. Lucru care avea să se întâmple abia în 91 la cealaltă mineriadă. La cealaltă mineriadă, televiziunea devenise obiectiv militar. Și în urma ieșirii pe post a domnului Robu, am fost și eu chemat de șeful Serviciului de Urmărire Penală din Direcția Procuraturii Militare, era un coleg de-al meu, colonel, era major pe vremea aceea, care m-a inclus și pe mine în structura acestui colectiv de 7-8 procurori care făceau anchete, procurori militare, unii dintre ei aduși de la procuraturile din teritoriu. Și am primit prima dată de principal obiectiv să clarific situația lui Marian Munteanu. Dosarul lui Marian Munteanu exista deja, avea și câteva declarații, conținea și un certificat medico-legal eliberat de o doamnă doctor de la IML, s-a prepădit între timp. Din câte mă aduc aminte, potrivit certificatului, prezenta ceva leziuni, dar nu atât de grave, deci erau în jurul la 20-21 de zile și nu se descheau eventuale leziuni craniocerebrale, așa cum aveam să aflu ulterior, dar nu apăreau deschise sau menționate în certificatul medico-legal. Una peste alta, timpul fiind scurt, m-am deplasat la sediul Ligii Studenților. Am făcut acolo audiere în rândul lor. Aveau și o casetă, mi-au și arătat-o toți care erau în conducerea Ligii. Ținuseră în scurt timp o conferință la câteva zile și erau undeva la un prezidiu și absolut toți erau purtau urme de leziune. Unul avea ureche pansată, unul era legat la cap, unul zice, toți erau bătuți la rând. În acest context l-am cunoscut, la Marian Munteanu era în stare de arest, afla la Direcția Cercetări Penale și eu am luat legătura cu agentul lui, cu Mihai Gheorghiu, care mi-a pus la dispoziție un birou acolo, în sediul Ligii Studenților la Facultatea de Drept, unde am făcut audieri din etapă în etapă, stabilind activitatea lui Marian Munteanu din dimineața zilei de 13 până a doua zi de dimineață, pe 14, când a fost reținut de către mineri, că pe 14 a fost reținut. Ce rezultat din aceste audiri? Acuzațiile priveau faptul că Marian Munteanu, aici este esența, reținut fiind de dimineață, a fost pus în libertate, după care deplasându-se la sediul vechiul sediu al universității în centrul capitalei, la piața universității, din balconul facultății de geografie, asta era acuzația, declarativ ar fi instigat mulțimea adunată să se deplaseze din piață ca să atace miliția capitalei. Asta era o acuzație. Alta acuzație consta în faptul că ar fi pătruns în miliția capitală, de unde ar fi sustras buletine de identitate și, ipotetic vorbind, ar mai fi pătruns și în sediul, unul din sediile seriului de pe strada Eforie, de unde ar fi sustras o serie de documente. Documente pe care le-am văzut și erau niște copii Xerox ad unor un principal cere de încadrare în serie. Deci nu erau documente cu un conținut compromițător sau important. Erau cereri însoțite de o fotografie și de un CV, un curriculum vitae. Și sigur că mai erau, nu știu, 30-40 de buletine. Și ca orice om de bună credință m-am pus să întreba bine, ce să facă ăsta cu buletine și cu cele de cadrare. S-
stabilind activitatea lui din etapă în etapă, mi-a rezultat că din minut în minut el a plecat de la Facultatea de Drept, a ajuns la Facultatea de Filologie și de unde a intrat în balcon. În momentul ajungerii lui la filologie, coincidând cu momentul în care tocmai luase foc un autobuz, ce rezema parțial de zidul facultății către zona clădirii aferentă Facultății de Chimie. E vorba de un autobuz incendiat. Tot în acel context am primit și o înregistrare video pe care am găsit-o la dosar, nu știu pe ce cale fusese adusă, de la una din televiziuni probabil, din care înregistrarea de video rezulta prezența lui Marian Munteanu în balconul universității și faptul că de acolo avea o luare de cuvânt. Caseta nu era foarte ușor de înțeles pentru că sonorizarea nu era foarte clară. Și atunci a fost nevoie să recurg la un expert de la Institutul Interjudețean de Criminalistică al Ministerului de Justiție, care în decurs de o zi și jumătate a îmbunătățit sonorizarea și a realizat un transcript. Din acest transcript rezulta în clar că Marian Munteanu spunea ceva de genul: nu vă lăsați provocați, sunt printre dumneavoastră grupuri de indivizi care vă îndeamnă la dezordin, rămâneți aici, rămâneți uniți, nu vă deplasați. Acuzația ce-l privea pe el era tocmai că ar fi instigat lumea să se deplaseze către poliție și împreună cu ei ar fi atacat Poliția Capitală, Seriu și așa mai departe, lucru complet nereal. Ce am mai constatat în acel context? La dosarul cauzei erau nu foarte mulți martori în acuzare, 2-3. Acuzații erau fundamentate în principal prin aceste copii Xerox de documente pretins sustrase de la SRI și buletine. Dar a doua sau a treia zi după ce luasem dosarul, eu, un coleg de-al meu care lucrase în el de mai înainte, adus din provincie, și șeful serviciului de urmărire penală, mă regăsesc în situația de a audia un individ care se prezentase spre audiere la sediul Direcției Cercetări Penale, a IGP-ului la vremea respectivă, unde se făceau audierele atât de către procurorii militari, cât și de către procurorii civili, pe segmentul celor reținuți de către parchetul civil. Cred că erau de la procuratura la vremea respectivă a municipiului București. Stând de vorbă cu acest individ care mi-a displăcut și pe care aveam să-l regăsesc din nou în 97, când am creat dosarul Mineriadei, omul cu pricina la contactul verbal cu el a făcut o relatare în sensul că el ar fi asistat de dimineață la momentul în care Marian Munteanu, fiind scos din subsolul universității, s-ar fi manifestat violent la adresa minerilor care veniseră să pacifice piața universității. Deci, potrivit relatărilor lui, Marian Munteanu ar fi ieșit de acolo pe picioare și cu pistol în mână, cu care pistolul i-ar fi amenințat, spunându-le șobolanilor, cam asta era expresia, întoarceți-vă înapoi de prin hrubele de unde ați venit. Mă apuc să iau declarația în raport de ce îmi spusese. Eu am un stil de a întreba, întrebare-răspuns. Îmi relatează că a ieșit, știam că nu stau lucrurile așa, dar e bine să-l lași să spună ce are de spus și ajunge la episodul cu pistolul. Și când ajung la întrebarea cu pistol, nu mai zici de pistol? Păi nu mai zic.
Numai se întâmplase ceva. Când se îndoia anchetatorul, nu poate greși. Și colegul meu a greșit și înainte să trec, să iau declarația, fii atent că știi că mărturia mincinoasă se pedepsește dacă faci afirmații neadevărate, risc pușcăria. Și când ajunge episodul cu pistolul, răspunde, a rămas textual, există declarația la dosar, la dosarul Maria Munteanu. Bine, da, nu mai zici de pistol? Păi nu mai zic. Da. Înainte să consemn, ai spus de pistol? Am zis. Păi și de ce ai spus? Păi am confundat pistolul cu geanta tip diplomat pe care o avea asupra lui. Geantă tip diplomat pe care nu avea pentru că avea o sacoșă. Iar Maria Munteanu nu avea cum să iasă nici cu geantă, nici fără geantă, nici cu pistol, nici fără pistol, pentru că a ieșit de acolo, scos pe brațe, în stare de inconștiență. El nici nu știe când și cum a fost scos și de către cine, pentru că el a fost scos din câte am stabilit ulterior și depus în fântână, aceea dintre universitate și facultatea de Institutul de Arhitectură. Cert este că din audierea acestei casete rezulta că el nu instiga, a mai rezultat că nu s-a deplasat, s-a dus până către, cum să vă zic, om, era un bloc, noi spuneam pe vremea aceea, Compescaria. E un bloc de la intersecția dintre Bulevardul Elisabeta și Calea Victoriei, pe colț. Și de acolo a încercat să întoarcă din drum, vreo 34 de zile și n-a reușit. S-a întors înapoi, a rămas peste noapte, asta am rezultat din declarație și tuturor celor care rămăsese împreună cu el și care fuseseră la rândul lor bătuți. Printre era și un student pricop sau precup, care rămăsese lucid, ăla s-a prefăcut numai că e deșinat, dar a fost în măsură să relateze ce s-a întâmplat cu ei. Și una peste alta, se dovedea că n-a fost la Poliția Capitalei, n-a fost la serie, a rămas peste noapte în clubul de la subsolul universității, de unde de dimineață a fost scos de către mineri sau pretinși mineri, care l-au bătut și l-au scos de acolo în stare de inconștiență. A fost abandonat în spațiul aferent fântânii, de unde a fost luat cu o mașină și dus la spital sau în altă parte. În final a ajuns în arest și în arest l-am cunoscut și eu când am avut o luare de contact cu el, numai că eu n-am fost în situația să iau o declarație. Eu am verificat numai participația în mod indirect prin reconstituirea activității lui, adresând întrebări tuturor celor care au fost în preajmă. Declarația se îmbucau perfect, adică atunci când analizez chestiuni de amănunt, nu ai cum să te înșeli. Dacă se verifică pe chestiuni esențiale și chiar pe lucruri de amănunt, lucrurile nu pot sta altfel. Și în felul acesta, convingându-mă despre faptul că n-a avut pistol, n-a atacat, n-a îndemnat pe nimeni, dimpotrivă, i-a îndemnat să nu se lase provocați, în cel mult o săptămână de când am intrat în acest dosar, în decurs de 3 ore jumătate, 4, am redactat direct, în dictarea la mașină, rezoluția lui de scoate de sub urmărire penală și de punere în libertate. În numele meu, al șefului de serviciu urmărire penală și al unui coleg adus din provincie, care l-audiase ca inculpat pe baza setului de întrebări puse la dispoziție de către mine. Deci am făcut un chestionar din activitatea stabilită, reconstituită de către mine prin intermediul martorilor pe care i-au audiase. La aceste întrebări, Marian Munteanu a răspuns cum se spune mănuș, adică ceea ce relatau colegii lui, relata și el. Activitatea era una și aceeași. N-avea cum să spună la fel în condiții în care nu se mai văzuse. Și felul acesta am dat soluție de scoatere. Am comunicat imediat măsura, a fost semnată, cred, ordinul de scoatere din arest de către generalul Dan, care era un fel de locțitor al șefului Direcției Procuraturilor Militare. Cred că era chiar locțitor. Dar am avut surpriza să constat, acum poate se supără pe mine doamna Robu, dar trebuie să o spun, în seara cu pricina ajungând acasă, l-am văzut pe domnul procurorul Jean Robu, apărând la televizor și a spus că a studiat dosarul și a decis să-l pună în libertate. N-a spus că a fost scos de sub urmărie.
Și a spus că a studiat dumnealui dosarul și a decis această măsură. Ceea ce a și făcut. Adică m-a dublat pe mine cu o nouă ordonanță de scoatere, de revocarea măsurii arestării preventive, ceea ce nu era cazul că o revocasem deja. Această soluție a fost comunicată lui Marian Munteanu la penitenciar, din câte am auzit, de către ministrul de interne în exercițiu și de procurorul general ajunt, care s-au dus amândoi să-i mâneze adresa prin care se dispunea punerea lui în libertate. El n-a știut multă vreme că, de fapt, ordonanța asta a fost redactată de către mine. Acum, pentru că suntem la episodul Maria Munteanu și după aceea l-abandonăm, mai mă întreba și dumneavoastră, în privința lui am primit un reproș. De fapt, în privința lui și în privința dosarului lui Nica Leon. La Procuratura Capitală exista un colectiv de procurori, coordonat de procurorul șef Hăineală. Fusese numit procuror șef la parchetul, acum parchetul Tribunalului București, după 90. De undeva, cred că era de la Bacău. Am avut neplăcuta surpriză să constat la vreo 2-3 luni, am primit o hârtie, un fel de reproș, un protest la adresa soluției mele și nemulțumirea exprimată în scris se referea la faptul că extinzându-mă cu verificările până spre dimineață, i-am pus pe ei în imposibilitatea de a-i proba participarea la asaltul dat asupra televiziunii române, pentru că trebuia să ajungă și acolo. Dar n-avea cum să ajungă, pentru că potrivit verificărilor făcute de către mine, Marian Munteanu, în momentul în care a apărut la universitate, în după amiaza zi de 13, n-a mai plecat până a doua zi de dimineață, când a fost scos pe brațe de acolo. N-avea cum să ajungă la televiziune. Verificările astea extinse de mine până spre dimineață au fost de natură să ne mulțumesc. Același reproș mi s-a făcut și la adresa lui Nica Leon, care și el fusese arestat. Cu Nica Leon se întâmplă un alt lucru ciudat. Nica Leon era și este un individ curios. Își crease un partid. Văzând ce se întâmplă lucrurile, s-a afișat în diferite zone ale capitalei, compit Ministerul de Interne. Din câte se spunea, a fost văzut de Dan Iosif, care l-a părât cum că, fiind pe acolo, o fi făcut ceva. Și a ajuns Nica Leon să fie arestat. Dosarul lui era la un coleg de-al meu, mai tânăr. Și eu, pe vremea aceea, fiind ceva mai în vârstă și anchetator cu oarecare experiență, am ajuns în situația să discut cu el, zic, ce faci cu dosarul? Dragul meu coleg, ce am două categorii de martori. Unii zic că da, alții că ba. Ce nu știu cum pui să dau dreptate. Zic, cum nu? Vezi care minte. Păi cum să stabilesc? Bagă-i la o confruntare. Cum să o faci? Zic, hai că o fac eu. Și tu asiști. Am făcut confruntarea între Nica Leon și un, cred că Trifus, un martor de serviciu, care și el fusese reținut din dea ziare, de la PNL, din dea ziare, fusese umflat de minier, bătut și dus la Măgurele. Pentru că a luat ceva bătaie, era foarte dispus și cel întreba îi spunea că a văzut. La confruntare, el avea o declarație din care rezulta cam așa, că l-ar fi văzut pe Nica Leon în preajma Ministerului de Interne, noaptea de 13, și că avea o discuție, el împreună cu doi țigănuși, care se exprima în următorii termeni. Băi, Nica, era, cum să vă zic, un soi de declarație cu sută coase albă. Măi, Nica, du-te tu până la gura de canal și umple sticlele alea cu benzină din canistră și adu-le încoace să le aruncăm în poartă la Ministerul de Interne. Adică era prea copilărească susținerea ca să crezi în ea. Pe de altă parte, domnul cu pricina, cel cu care aveam să-l confrunt, domnul, era un tânăr. Susținea că l-ar fi recunoscut pe Nica Leon, mai exact, i-ar fi recunoscut vocea dintr-un grup de persoane care ataca poliția capitalei și că după voce s-ar fi dat seama că spunea
aduceți încoace mașina, apăruse în fotografie, apărea un microbuz, aduceți încoace mașina să spargem porțile cele mari. Și el, Trifu cred că-l chema, ar fi recunoscut vocea lui Nica Leon. Motiv pentru care Nica Leon stătea arestat. Organizez confruntarea între cei doi, asistat de avocatul Adrian Vasileu, care este acum avocatul Casei Regale. El, la vremea respectivă, avea cu mine un diferent, că-i arestasem un client, ai altă poveste. Să vă spun, trebuie să intrăm așa în elemente de tactică a confruntării. Deci, confruntarea nu constă în etalarea poziției uneia în preambulul procesului verbal, să trece numele fiecăruia. Prima întrebare, să luăm așa, dacă vă cunoașteți. Nu ne cunoaște. Dacă vă cunoașteți unul pe altul. Nu, eu nu-l cunosc, eu nu-l cunosc. Momentul în care am intervenit, zic, spuneți-i cum vă numiți. Și mă numesc Nica Leon. Îl cunoști? Nu-l cunosc. Păi te-ai referit la el. Nu-l cunosc. Bine, dar zic, ai aici o declarație în care ai spus că ai recunoscut vocea domnului Nica Leon, pe care văd că nu-l cunoști. Și da, am spus, așa este. Și zic, nu spuneai că i-ai recunoscut vocea dintr-un grup de persoane, aduceți mașina să spargem porție cele mari? Ba da. După care a venit următoarea întrebare. Păi cum, necunoscându, cum puteai să recunoști vocea unei persoane necunoscute dintr-un grup de 20, 30, 40, 80 de persoane? Nu poți să băiești. Păi trebuie să minți. Păi am mințit. De ce? Că să-mi dea drumul. Mai avea două martore în acuzare, două prostituate tinere de 16-17 ani, una dintre ele era bolnavă de SIDA, arestate și de către mineri, arestate între ghilimele și depuse la Măgurele. Prima dădese o declarație, spunea că nu știe, cea de-a doua afirma că l-a văzut pe Nica Leon la minister când avea discuția cu țigănuș și cu benzină. Discutând cu ele pe întâlnete, ajunge la concluzia că de fapt prima a vrut să spună de la început adevărul, dar cealaltă a sfătuit, hai să spunem ce ni se cere ca să ne dea drum. Ce pot să vă spun? La vremea aceea nu s-a făcut un dosar al Minriade. La vremea aceea a existat o categorie de dosare cu privire la cei presupuși a fi atacat televiziunea, Poliția Capitală, Seriu și alte obiective. Trei sferturi rămas la civil, un sfert a rămas la militar. Acum, fără să mă laud, am avut și un oarecare merit, și ăsta este și meritul șefului de serviciu, colegul meu, Levanovici, care știindu-mă că sunt anchetator bătrân, mi-a dat dosarele să le văd. Și în fiecare dosar am făcut o notă de îndrumare, de o pagină, două scrise de mână. În urma acestor note de îndrumare, cu excepția 2 sau 3, deci a fost unul trimis în judecată pentru că luase un pistol din Miliția Capitală, chiar îl luase, un altul cu pistol mitralieră și mai era un copil care a fost scos de sub urmărire, dar furase uniformă, un veston de milițian care fusese aruncat pe geam în Poliția Capitală să îmbrăcase guvern. Deci cam ăștia sunt clienții noștri. Singurul care a fost trimis în judecată de către parchetul militar pe degeaba, din punctul meu de vedere, eu văzusem dosarul, dar am plecat, a fost o perioadă în concert, l-a trimis un coleg, a greșit. Era un, cum se zic, un rom modernic, un țigan, cerșetor, găsit în vecinătatea Ministerului de Interne a doua zi, cred că dormea pe acolo, pentru că era o clădire în ruină. Pentru că avea barbă și avea o înfățișare suspectă, a fost recunoscut de către soldați, soldaților din paza ministerului se prezentau niște cataloge cu fotografiile buste ale ăstora. Și soldații sub Imperiul Panicii mai aveau tendința, erau panicați, mai ales nu puteau să vadă în noaptea, dar mai recunoșteau pe câte unul. Și pe baza recunoașterii făcută pe poze, rezulta că ăsta ar fi cel care a atacat ministerul. A rămas trimis în judecată, peste an am auzit că a fost restituit dosarul, că l-au achitat.
Dar în orice caz rămăsese într-o perioadă unic condamnat să plătească Ministerul de Interne desfăluind, nu știu, un milion și ceva de lei. Convingerea mea este că n-avea nicio legătură. De altfel mai avut unul, eu, primit de la un coleg, care vrea să-l trimită în judecată că nu-i putea, ăsta susținea, domnule, am fost la o cafenea din spatele hanului Manu, am jucat tab de cu, era tot din zona asta mai indigenă, să zic așa, dar nu-i găsea. Și negăsindu-i, rămăsese la convingerea că, întrucât a fost recunoscut după post, era confundat cu un alt individ de la Alianța Civică care purta barbă ca și el. Semăna așa cumva cu barba și cu calviție frontală, numai că nu era ăla. Am luat eu dosarul și plecând pe zona, prin Florărese, după porecle, i-am găsit pe țiganii cu pricina și în felul ăsta i-am reconstituit activitatea, nu plecase de acolo, i-am dat drum. Am mai avut și un altul arestat, alt individ cu barbă, pe 14 dimineața venea de la serviciu cu metrou, venea către serviciu cu metrou împreună cu soția lui. El a fost capturat de mineri și despărțit de nevastă sa. Minerii l-au capturat pentru că avea barbă. Și ăsta a stat arestat, cred că o lună jumătate, dacă nu două, până să ajungă dosarul și la mine. Eu am intrat mai târziu. L-am rezolvat cam într-o săptămână. El era acuzat, fără probe, de faptul că ar fi atacat televiziunea. Nu fusese la televiziune. Dar discuția era că ar fi vrut să se ducă. El era un simpatizant al FSN-ului și a vrut să se ducă împreună cu o vecină de scară, stătea pe undeva prin Berceni. Soția și cu altă vecină nu-l lăsa. Una vrea să ducă, alta să nu-l lase, pe 13. Nu s-a dus în final de gura nevestit, mai pe românește. Dar de dimineața a fost arestat de mineri că purta barba. Eu, dosarul era cu referat, întocmit de poliție, cu propunere de trimitere în judecată. A trebuit să iau cu colegii de serviciu, pentru că în casă a existat un întreg scandal. Și în contextul acestui scandal, nevastă asta tot a vorbit cu colegii de serviciu, spunând de uite, nu mă înțeleg cu nebunul, că vrea să ducă la televizor. Intervino și tu. Și în felul ăsta am stabilit cu vecinii de bloc, cu colegii de serviciu, că de fapt ăsta n-a plecat în casă. Dar era cercetat pentru că a atacat televiziunea. Mai cu seamă că avea și barbă, ceea ce automat făcea suspect. Vă spuneam că sunt multe lucruri de discutat despre cercetările care s-au întreprins și soluțiile date. Cert este că noi, nu fiecare își apără unitatea, dar noi, la nivel de parchet unitar, nu am făcut greșeli, în sensul că, cu excepția celui despre care v-am spus deja, nu am trimis în judecată niciun nevinovat. Toate dosarele au fost soluționate prin scoatere de sub urmărire penală. Alea soluționate de parchet unitar. Cu excepția celui cu pricina și acelui cu pistolul și pistolul mitralele, două casuri. Găsiți cu armament sustras din Poliția Capitală, dar pătrund, grupul de indivizi. Acum, lăsând deoparte evenimentul, tragem concluzia că la vremea respectivă n-a existat un dosar al Mineriadei, ci dosare ale celor reținuți în legătură cu participarea la atacarea obiectivelor militare și civile din București, adică Ministerul de Interne, de Serii, Televiziune, etc. Un dosar al acțiunii inverse n-a existat până în 1997 sau cel puțin, nu știu, dar nu a existat. Când s-a creat acest dosar, după instaurarea, să zicem, regimului Constantinescu. Cu alcătuirea acestui dosar, am fost desemnat eu de data aceasta, care între timp fusese numit procuror general militar al parchetului Curții Militare de Apel. Aflată mai jos pe scara ierarhiei, față de unitatea ierarhiei superioară, secția parchetului unitare, aferentă tribunalului a parchetului de până în Alta Curte de Casație și Justiție. La alcătuirea acestui dosar aveam o plângere, cred de 30-35 de pagini, vă vorbesc din memorie, din partea unei asociații a victimelor Mineriadei. Nu mai știu dacă era semnată de Ene Viorel sau de un colectiv sau pur și simplu era
mă înșală, dar din partea acestei asociații era sigur că emana atâția. Și am imaginat un plan de lucru. Am avut un act de planificare în vreo 24-30 de pagini cu direcțiile strategice și principale de urmat, adică direcția principală de anchete și, să zicem, mișcări de tactice, adică întrebările la care trebuia să dau răspuns și activitățile prin intermediul căruia să formulez răspuns la întrebări esențiale, ca de exemplu. Dacă venirea minerilor și evenimente de după au fost provocate sau nu? Sau ce s-a întâmplat în ziua de 13 iunie? Ce s-a întâmplat în contextul dimineței zilei de 13 iunie și în timpul zilei în privința zonei Facultății de Arhitectură? Dacă această deplasare a avut sau nu un caracter organizat? Cine ar putea să fie organizatorii? Ce se cunoștea la nivel de structuri guvernamentale despre această atitudine? Și atunci, pornind de la acest plan de anchetă, primul lucru pe care l-am făcut a fost să fac audiere în rândul celor care mi-erau deja aduși la solicitare de către această asociație să-mi relateze cele pățite sau constatate de către deși și în contextul acelor zile fierbiți. Ca să am o bază de lucru, aveam un dulap în perete cu mai multe rafturi și am creat un dosar în raport de dosarele existente, soluționate de către parchetul militar, de către parchete locale, civile, dosare urmă sau dosare soluționate și judecate la nivel de Tribunalul Municipiului București și așa mai departe, ca să am o bază de lucru. Pe de altă parte, am început să solicit documente de la diferite instituții, de la unitatea asta de protecție a informației la vremea respectivă, cred că se numea 21 sfert a Ministerului de Interne, de la SRI, de la Ministerul Apărării, de la Statul Major General, din bazinul carbonifer al Băii Jiului, de la Liga Sindicatelor Miniere, de la întreprinderea de exploatare, nu știu cum se chema, a lignitului. Și din aproape în aproape am pornit de la lucruri cunoscute. Spre pildă, unul din primele personaje pe care le-am atacat a fost chiar acest individ, omul cu pistolul, din cazul Marian Muntea. Pentru că cu pistolul ăsta este o problemă și acum ne întoarcem puțin în timp. Marian Munteanu era acuzat că ar fi sustras documente de la SRI și Poliția Capitală. Îmi pusesem și atunci întrebarea, cum am pus-o și acum, bine, cum au ajuns aceste documente la dosar? Dezlegarea am primit-o în 97, când procurorul general la vremea respectivă, Moisescu, s-a prăpădit între timp, mi-a permis accesul în registrul de la cabinetul său din anticameră, este un registru de lucrări a procurorului general, unde era înregistrată adresa ce emana, cred că nu mă înșel, dar sper să nu mă înșel, de la SRI, care înainta procurorul general documentele și pistolul găsite la percheziția domiciliară efectuată la Marian Muntean. Această acuzație exista și în 90. Motiv pentru care am verificat acuzația pentru a stabili dacă la Marian Munteanu s-a efectuat vreo percheziție domiciliară. Evident că nu se făcuse. Nu exista nici proces verbal, iar percheziția nu avusese loc. Lucru pe care l-am stabilit și prin audierea soției lui. Dar documentele erau. Problema era că nu fusese regăsite asupra lui, ci fusese înaintate ca și cum ar fi fost găsite la el acasă. Până în momentul în care a ajuns dosarul în mâna mea, nu mai era pistolul. Acum nu ne-ai că o fi fost înainte, eu nu l-am văzut.
Se vorbea numai despre el. Dar cert este că materialitatea lui a existat pentru că a fost trimis. Așa a rezultat din registru. Acum, evident, pentru orice om de bună credință, că de vreme ce n-ai făcut o percheziție domiciliară, nu poți să trimiți nimic de acolo. Și înseamnă că lucrurile au fost trimise din altă parte. De unde puteau să fie trimite decât de la cei care le aveau în gestiune? Adică la el acasă n-am fost. Și atunci de unde puteau să fie? De la deținători. Așa se și explica din punctul meu de vedere de ce documentele aia pretind sustrase de la SRI erau lipsite de importanță, erau cele de încadrare. Adică nu era ceva semnificativ de natură să, eu știu, vreo notă informativă, vreo, nu. Erau lucruri anodine, lipsite de semnificație. Unul din primele lucruri pe care l-am făcut a fost să mă duc la guvern. Ca să cer stenogramele ședințelor de guvern. Guvernul s-a constituit urma legilor din 20 mai în foarte scurt timp. Ducându-mă la guvern, eram întotdeauna și de un coleg care a luptitorul, șeful de secție partidului militar, am avut surpriza să constat că nu aveau stenograma de ședințe de guvern decât începând cu data de, nu știu, 16 sau 15 iunie. Dar în orice caz, perioada cu pricea nu exista. Cu toate insistentele mele, nu mi-au dat și n-am găsit. Acum o să mă întrebați de ce n-am percheziționat guvernul. Și eu vă răspund, ați mai auzit de cineva care să percheziționeze guvernul României? E un lucru care nu se poate face. Deci ceri și ți se dă ceea ce există la nivelul documentației. Că asta e un caracter secret. Ne-au dat aceste stenograme, dar începând cu data de 15 sau 16, le-am pus la dosar. Sigur că și de la data aceea apăreau lor de atitudine, adică inflamația asta la adresa mișcărilor de tip legionar. Apropo, făcând o paranteză, știți că în 13 sau în 14 a apărut o filă din ziarul Adevăr, o singură filă, care susținea ideea că, potrivit cărea s-ar fi găsit arme la sediul PNC, dolari falsificați, poate și droguri s-ar putea să marșeze, dar în orice caz se vorbea și despre vulturul brâncovean și uniforme de tip legionar. Ziarul acesta a fusese distribuit în București, am avut și eu o perioadă de timp, acum ani au trecut, nu mai știu, nu l-am mai păstrat, am avut și eu un exemplar. Era o singură filă. România Liberă nu a apărut. România Liberă n-a mai apărut vreo 3 zile în perioada aceea. Și a fost o perioadă când a fost oprită, urmare, intervenție la descindere la sediul acestei redacții a unui grup de mineri condus, dacă nu mă înșel, de Cămărășescu, celebrul Cămărășescu. Din aproape în aproape am început să fac audieri în rândul celor care fuseseră reținuți, dar și rândul unor indivizi localizați în București și în bazinul carbonifer al Văii Jiului, pe care i-am dovedit ca participanți la această mișcare. Am ajuns la audiez și pe inginerul Mănâncu, cel de la regionala CFR Craiova, care m-a pus în temă cu încercarea lui de a decupla instalația de forță, și am desprins de pe atunci concluzia că deplasările astea către București, văzând succesiunea și numărul de garnituri, nu puteau să nu aibă un caracter organizat, pentru că presupunea, cum să vă spun, crearea unor căi libere de acces din diferite zone ale țării către capitală. Pentru că în București au venit grupuri de mineri nu numai din Valea Jiului, ci au fost și mineri de Galați sau de Prahova, unde nu prea sunt mineri, dar au fost. Și urmare acestor investigat, în aproape am început să-i identific, crease la un moment dat vreo 23-24 de dosare cu mineri mai violenți, cărora le-am creat un dosar penal individual să-i pedepsesc pentru acte de violență, să-i ținut în judecată pentru acte de violență, vătămări corporale și infracțiuni de pătrundere în sediu, neautorizat. În rândul celor cu pricină l-am găsit și pe domnul Coșdeneș, dacă nu mă înșel, cel care în data de 14 de dimineață avea în intenție și pusese în operă
Ideea tăierii capului lui Marian Munteanu, aflat în starea de inconștiență în fântâna de lângă arhitectură, care a fost oprit în timp ce încerca să-i taie capul cu securea, i-a barat mâna, i-a deviat direcția loviturii un inginer din Petroșan sau Petrila, care însoțise pe miner, dar avea o atitudine de ce îl căuta să tamponeze, că n-a putut să refuze deplasarea, i-a fost impusă, dar a căutat să-i tepereze. Ce am mai constatat în contextul acestor anchete este că minerii pe care eu audiam în cea mai mare măsură, dar fiind prea mulți, la un moment dat am recurs și la ajutorul a doi colegi de-ai mei și am constatat la un moment dat că declarațiile lor încep să semene între ele. Moment în care m-am formalizat, i-am rechemat pe câțiva și i-am luat din nou la interogatoriu. La întrebări mai de detaliu, de data asta declarațiile lor nu mai coincidau. Deci ei aveau câteva fraze stereotipe. Am venit, n-am făcut nimic, am intrat, ne-am condus, am găsit ce am găsit. Deci nu aveau, n-aveau substanță. Nimeni nu făcuse nimic. Inginerul cu pricina mi-a dat în schimb un bilet pe care îl obținuse de la un subaltern al lui, scris de mână, și în contextul care apăreau centralizate ideile pe care domnii mineri aveau a le expune la anchetă. Biletul cu pricină era scris de un primar de la Vulcan, domnul primar Napoli, membru al Partidului Democrat, atunci și probabil și acum. Aflând despre ce e vorba, cred că l-am trimis un subalter cu dispoziția să ia legătura cu șeful poliției de acolo, să-l rețină și să-l aducă la București. A aflat mai înaintea mea, s-a internat în spital, a trimis acte că este bolnav de cancer în stadiu terminal cu metastaze, am auzit că trăiește până ziua de azi. Extinzând ancheta pe segmentul deplasării, am ajuns la un moment dat și la domnul ministru Dobre. Prea ministru transportului. Cel care avea să-l pedepsească pe Napou, care era la nivel de regională CFR Craiova, care ai făcuse și un dosar penal pentru tulburarea siguranței circulației pe căi de ferate, pentru că a decuplat instalația de forță, alimentarea cu curent, pe înaltă tensiune a rețelei. Acum se produce un moment mai delicat. În fiecare an, la începutul fiecărui an, are loc un raport de bilanț al parchetului general. Bilanțul ăsta s-a ținut la sala Omnia, în prezența președintelui Constantinescu. În raportul de bilanț apăreau indicatori despre activitatea parchetului general la nivel de secții, la nivel de unități din teritoriu, la nivel de parchete militare, dar în finalul materialului existau și câteva exemple mai detaliate despre dosare de importanță deosebită, printre care și dosarul mineriat. Această informare era făcută de mine și se regăsește atașat în acest raport de bilanț, pe care îl putem găsi. Eu, la vremea respectivă, începusem urmărirea penală în rem, nu cu privire la persoană, pentru infracțiunea de acțiune armată de natură să submineze puterea de stat. Cred că este, dacă nu mă înșel în memoria, 163 sau 163 de codul penal. Am un moment când s-ar putea să mă înșel, dar asta e încadrat. Cultivarea acestui grimat de violență între, cum să zic, grupuri partizane și nepartizane putea să creeze premize unui eventual război civil. Și această acțiune, chiar dacă violența era, să zicem, sprijinită statal, statul putea să apară în calitate de participant la comiterea acestei infracțiuni. Deci statul poate deveni infractor în reprezentanții lui. Urmărirea penală a început. Și așa a rămas. Asta a rămas încadrarea până în ziua de azi. În raportul
cu pricina la care mă refeream, făcusem o mențiune că în etapa actuală a anchetei apare necesară arestarea succesivă a tuturor șefilor ligii sindicatelor miniere și a șefilor de exploatări miniere, urmând ca pe baza dezvăluirii acestora să se ajungă la nucleul de organizare, în stadiul ăsta ajunsese. Și mai preconizam, mă apărea o frază sau o propoziție în legătură cu necesitatea, cum nu mai știu, ori arestării, ori a punerii sub acuzarea domnului ministru Dobre. N-a trecut mult timp de atunci, a apărut dosarul Țigareta 2, care era de mare răsunet, s-a creat un colectiv pe care a trebuit, prin forța împrejurilor, să-l coordonez tot eu, cu aia altă poveste. Și în felul acesta, la solicitarea generalului Voina, care era șeful secției Partidului Militar, i-am predat dosarul maiorului la vremea respectivă, Surdescu. Din acel moment și până în ziua de astăzi, nu am mai avut tangențe directe cu acest, legate de acest dosar. Când i-am predat lui Surdescu, i-am predat cam vreo două fișete cu dosar. Din aceste dosare, apucasem să trimit deja către parchetul general, către direcția întâia, mai mulți făptuitori, printre care și pe Cămărășescu, pentru vătămări corporale și pătrundere în sedii, dar care dosare nu puteau fi soluționate de noi într-o puterea militară și ei fiind civil trebuiau să fie soluționate de parchetul civil. Unii dintre ei au fost trimiși în judecată, spre pildă domnul Coșdeneș pentru tentativă de omor Cămărăș. Mare parte dintre ei, din câte am auzit, n-ar mai fi fost trimiși, nu cunosc evoluția lor pe mai departe. Lucrurile se canalizase. Ce pot să vă mai spun? S-au fost canalizate pe acest făgaș. Ulterior, am înțeles că ar fi fost plasat dosarul, s-a dat o soluție de închidere acestui dosar. Peste un an sau doi ar fi fost reactivat, după care lucrurile au evoluat de o manieră pe care m-aș abține să o comentez, pentru că nu dețin prea multe date despre ea. În orice caz, fiind poate nu suficient de bine coordonată ancheta, nu a avut rezultate notabile până în ziua de astăzi. Nici eu, uite, și nici Marian Munteanu nu are un răspuns. Ne-am întrebat, bine, ce s-a întâmplat din perioada de după retragerea studenților din piața, s-a avut loc, cred că pe 24 mai 90, da, și până pe 13 iunie. Cine sunt cei care au rămas acolo și de ce? Puteau să rămână din vari motive. Ca să continuă așa, în virtutea unei remanențe, să zicem, să continue protestul sau eventual să continue această mișcare pentru a da ocazia intervenției forțelor de ordine și în felul ăsta să se producă tulburările care s-au produs. E greu de dat un răspuns. Și răspunsul trebuie să pornească de la întrebarea cui protest, cui folosește. Studenții sau nu? Cui i-a folosit? Și care era sensul acestei participări? Uite, eu am să vă spun un lucru. Eu n-am fost niciodată în grațiile domnului Iliescu. Dar nu cred că i-a folosit nici dumneavoastră. Sunt convins că a avut cunoștință de treaba asta, dar am auzit un scenariu, nu l-am verificat personal, potrivit căreia în noaptea de 13-14 se intenționa internarea, punerea lui de adăpost într-o unitate militară la adăpostul motivului că situația ar fi scăpat de sub control. E o pistă pe care o puteți verifica în cadrul unui scenariu ipotetic. Sigur, autobuzele au fost incendiate de poliție. Aici putem gândi două lucruri. Ori le-au incendiat să facă o diversiune, dar nu văd sensul diversiune, sigur este opera lor. Ori mai degrabă l-au incendiat, văzând că piața care fusese golită tinde a fi reocupată pe 13 de populații, le-au dat foc ca să nu poți să pătrunzi în coloane organizate către centrul capital. Ce m-a impresionat neplăcut pe mine de la început este faptul că în mod surprinzător, pentru prima dată în viață, aveam să constat pe 14 că cetățenii care au bătut și nu să fie protejați de lucrătorii de poliție erau băgate dubeci, transportați la Măgure,
chemate zonele de pe improvizat. Cred că au fost, din câte stabiliți, mă, poate mă așa la memoria, am întâlnit stabil cât au fost recunte pe stornire. Acum apare, se creează o controversă unde eu mă despart în concluzii de generalul Văd. Ei l-am dat de secție, l-au primit în judecată pe generalul Chisac în legătură cu uciderea a trei persoane în zona Ministerului de Interne. În data de 13, mai exact în noaptea de 13 și după amiază de 13, din Ministerul de Interne, soldate din faza auditivă au tras. Dar nu trăseseră în mulțimea care nu era în imediata vecinătate. Mulțimea se afla la o distanță asta de 70-80 de metri, către Politica Mirului, sau în partea cealaltă către Calea Victoriei. Există câțiva, un grup mai agresiv care atacă prin spate și care au și incendiat ușa. Soldații din interior câțiva au tras una, două, trei rafale. Trei proiectile au lovit la distanță trei cetățeni care au murit. Astea păreau a fi expandate, adică să fie ricoșeuri. E pentru această activitate, Chisac, era ministrul de interne, a fost trimis în judecată. Oare, din punctul meu de vedere, sarcina părerii obiectivă nu cădea în sarcina ministrului de interne. Ministrul de interne avea un comandat al gărzii, iar condamnarea se face în funcție de consemnul general și special al forței de care consemn statele obiectivul la atacat cu focul de armă, soldatul este obligat să treacă. Aici nu despărțim. Dacă îmi spune despărțim, ne despărțim cu privire la participarea armatei pe de o parte la aceste fenomene și participarea Ministerului de Interne pe de altă parte la aceleași fenomene. Mai concret. După 14 iunie s-a schimbat Ministrul de Interne. A fost numit un alt Ministru de Interne. Stănculescu, la vremea respectivă, era ministru apărării. Nu era, din câte mă aduc aminte, nu era prezent în București. Cred că era plecat la Berlin, a venit pe 14 sau pe 15. Și prin ordinul lui, într-o unitate militară sau două, au fost cazați unii dintre miniere în interiorul unității militare. În această unitate militară avea să fie prins un miner pe nume Danciu, care împreună cu un ofițer de poliție și un subofițer îl prădaseră pe domnul Ion Rațu și au luat o sumă de vreo 60 sau 80 de mii de dolari, cred că 60 de mii de dolari din casă, pe care au împărțit în trei. Minerul s-a dus la dormitorul unității militare, unde bat fiind a început să se laude cu bani. L-a aflat ofițerul de serviciu, l-a chemat pe comandantul unității, comandantul unității a chemat un procuror militar de anul și baciul ăsta sau Danciu a fost arestat. Pe de altă parte, ministrul de interne este cel sub patronașul care au fost deținuți acești oameni bătuți pentru vina de a fi bătuți. Și acum întrebarea se pune din 3, 2, 5 mai mult. Despre Stănculescu și Chisac a teorit, despre nou ministrul de interne a teorit. Haideți să nu-i dăm numele că e un avocat reputat și îi depărim o numai. Și un alt rău a fost, ca și de atunci, ca și acum, împărțirea adevărului în două. În două adevăruri. Adevărul lor și adevărul nostru. El nu poate exista două adevăruri. Adevărul e unul singur. Și cel ăla singur și unic este cel neconvenat de multă. Pe fondul ăsta, de atunci până în ziua de astăzi, a continuat această diversiune pe fundul căreia răi s-au amestecat cu bunii și a rezultat așa o tentă de gri că nu mai pot să nici cetățean corect, nici incorect în țara română. Să suntem cumva cu toții complici într-un fel fără să fim. Cred că ăsta era esențial. Adică cultivarea acestui sentiment, dacă se poate numi așa, de schizofrenie socială în lumea populară. Doi într-unul. Unul rău și unul bun. Unul mincinos și unul sincer. Nu mai poți disocia. Care e mincinos și care e mincinos.